Deci eu o țin așa și să-mi pună mâinile acolo, nu? Hai repede! Hai încoa! A, nu nu vină încoace că am nevoie să mă arăt la ceva. Deci, nu la... la... Dar la Nokia 6 am avut cu o mână aici, știi, ne-am ținut așa de mână și acum sunt mâini de femeie și Radu nu are mâini de femeie. Asta da, e tu, acum tu, tu filmezi, ești live deci, sau ce? Vine, vine, pe partea cealaltă, de fapt, cum te rog. Tu faci poza acum sau care să, să facem poza asta, deci uite-te aici, uite-te cum stau mâinile astea, așa să faci tu, te ai verigheta pe mână și ai, am nevoie ah. să ții așa, hai, du-te acolo cum te rog. Bacă mâinile aici la cameră, așa și eu țin așa și tu să vii cu mâna am, peste. Bine, că mi am făcut azi. Concentrează-te, Lore, concentrează-te. Așa. nu are manicura făcută. Nu contează, tu ai manicura făcută. degetul meu bine. Concentrează de -te Degetul meu mic te-ai bogat aici. Uite aici. Așa. Aici. Și ridică degetul ăsta la altul, bagă-l deasupra. Unde, Lungește-te pe masă. Așa, hai. Am așa. Făcut. Nu, de... asta nu e bine. Nu, asta trebuie să fie așa. Nu e, oricum nu e bine, noi nu ținem bine acum mâinile. Ideea e că am încercat, gata. Bă, ok, mersi. Nu, pe mine mi se par foarte distractive asta cu mâinile așa, știi? Asta e ca pe vremuri când puneau cei de la Nokia cu Connecting People și cu... Vezi că imaginea mea este scumpă. Mi-a mâncat 3 minute din review. 6 giga. Așadar, Nokia 8 cu o copertă nouă. Pe spate scrie Nokia 8, Android 7 Nougat, 7.1.1. Așteptăm, evident, și upgrade la Android 8. Și este un Snapdragon 835 cu un ecran și cu niște specificații pe care le-am mai văzut. Dar faptul că scrie Nokia OZO Audio ar să fie interesant, pentru că OZO înseamnă super profil la Nokia. Ei fac și o cameră 360 foarte scumpă, care se numește OZO. Sunt tare dornic să-l... Opa, este și dual, dual SIM. Deci la cum mă uit la telefonul ăsta, zici că este un HTC U11 dual SIM. Nu mă credeți pe cuvânt? O să vă conving îndată. Asta este telefonul și vă mai arăt repede ce am în cutie. Alustamine Nokia 8. Darba Shakshana. Și alte de predetii, Vă provoat Tot toate ia o hutușteave, sau, ha, deci, pf, ok, am înțeles. Iar aici de desubt ar să mai fie căști, niște căști ieftine, cu fier subțire și cu aluminiu aici pe spate, deși scrie Nokia OZO Audio, o să ne lămurim noi cât de bune sunt, dacă sunt bune de ceva. Însă, spre deosebire de HTC-ul de pe care facem noi vorbire în dată, ăsta are mufă de căști, încă, și scrie Nokia pe căști, ca să vezi aminte de vremurile bune. Butoane de volum, microfon și buton de preluat și de închis apeluri sau de dat mai departe la melodii. Radu să ne spună cât de bine se aud în dată, urechea lui fină, ca să nu ne amestecăm ceara de urechi. Ce, le-ai le și testat deja? Mai și lăsat să le bag în urechi fără să-mi spui că le-ai testat deja? Le-ai cu spirit? Teste cred, nu? Așa, și în cutie. Cablu USB, USB-C, gros și charger. Dă să fie 30, cu 30, aș vrea să fie cu ICH 30, este sau nu este? 12 V, 1,5 amperi. Asta mă interesează. Dacă scrie 12 V și 1,5 amperi, cel mai probabil este Quick Charge 3.0, pentru că are un procesor Qualcomm Snapdragon care licențiază mai departe tehnologia Quick Charge 3.0. Ați prins ideea? Cu USB și așa mai departe, ați știți tot ce trebuie despre telefon. M-ar fi ajutat ca în carcasă, în cutie, să fie și un shell din ăla. Dar poate îl împrumut pe Aluradu de la HTC 11. Hai să ne uităm un pic la gabarit. Adică, uite și tu. Dar de pe spate, desigur. să dăm un pic carcasa. Sunt curios dacă se potrivește în carcasa de HTC. Ce vorbești? E cu foarte puțin mai subțire. S-a potrivit. Dacă ai probleme să găsești o carcasă bună de Nokia 8, să mergi cea de HTC 11, dar e un pic cam lăbărțată. Sau poate că a lărgit-o Radu. Pleacă cu frumosul ăsta de aici. Asemănările continuă și o să vă convingem de asta în minutele care urmează. Să scoatem întâi din țiplă. Așadar, Așa arată cel mai avansat Nokia făcut vreodată. Nokia 8. Super cerut, super interesant și super Nokia, cel puțin ca design. Recunosc designul iconic Nokia cu logo-ul scris așa și cu camerele dispuse aici, dar văd o cameră duală, un senzor laser și un dual LED flash. Scrie Zeiss lângă parteneriatul cu Zeiss pentru lentile rezistă și asta mă bucură foarte tare, dar pe ansamblu acest Nokia este o bucată de aluminiu cu sticlă în față și cam atât. Cu un senzor de amprentă identic cu cel de la HTC 11 sunt convins că e cumpără în aceleași locuri, dar pe ansamblu e o umbră din ce a fost Nokia odată. Și poate că nu e rău deloc, poate că noul Nokia 8 o să ne dea pe spate și cu specificațiile și cu felul în care se mișcă, pentru că altfel este încă un super smartphone aliniat acolo sus cu cele mai noi specificații. Să ne legăm în primul rând până îi dăm drumul. Până îl pornim, vă spun că are carcasă de aluminiu, este unibody rotunjită pe spate. Parcă prefera mai mult ochii așa, se era mai ușor de ținut în mână, dar na, totul pentru design, mi îmi place cantul subțire. În ultima vreme am ajuns să apreciez to mai mult telefoanele subțiri. Mi se par și mai ușoare, mă păcălesc într-un fel bun. Mă mai interesează dispunerea lucrurilor. Pe stânga aici am sertarul pentru cele două simuri, iar pe partea dreaptă am butonul de stand-by și cel de volum în partea de jos, conectorul USB-C și un microfon și difuzorul, iar în partea de sus, conectorul de căști. Încă un microfon deasupra camerei, care este responsabil și pentru noise cancellation, atunci când vorbești la telefon, dar și pentru înregistrări cu video. Dacă este camera de spate, o să ia sune de aici se va auzi mult mai bine. Multe lume face chestia asta, dar era important de menționat. Sertarul pentru cele două nanosimuri este responsabil și pentru menținerea unei card micro SD în cazul în care renunți la al doilea SIM. Ce să vezi? Ecran Always On arată chiar interesant, pentru că avem un ecran de 5,3 inch cu tehnologie IPS, extrem de luminos, trebuie să-l dau eu mai încet ca să se poată vedea bine pe cameră, cam așa, mai merge un pic și mai încet luminozitatea. Uite așa, extrem de clar, vă spuneam și luminos, un ecran de foarte bună calitate, de 2560 pe 1440 de pixeli, cu tehnologia IPS și acoperit cu Corning Gorilla Glass 5. Adică, aproape la fel ca la HTC 11 din nou, dar oricum, toată lumea cumpără cam în același locuri. La tehnologia care aici, eu cred că e cumpărat de pe la LG, ca procesor. Hai să ne ducem repede în AIDA, cu care știți că noi ne uităm la specificații dincolo de ce scrie pe pachet și știam că avem un Snapdragon 835, adică un MSM 899. Ca RAM avem doar 4 GB de RAM pentru versiunea de 64 de GB de stocare, dar dacă o să ții ei pe cel cu 128 de GB de stocare, ce să vezi, o să primești chiar 6 GB de RAM. Și eu am ajuns să apreciez cei 6 GB de RAM pentru că pot face foarte multe, mai ales dacă ești un user hardcore. La 4GB de RAM, însă, Androidul de pe el va merge zbârnă și nu o să ai nevoie de mai mult în utilizarea de zi cu zi. Din stocarea aceea, doar 48 mai sunt disponibili din cei 64. Hai să vedem repede și niște rezultate. Dacă a fost implementat corect, procesorul acesta ar trebui să arunce Nokia sus, sus, sus în top 3 și cu 158.000 de puncte este pe locul 16. Semn că au mai apărut foarte multe alte telefoane cu Snapdragon 835. Telefonul acesta însă, cu niște mici optimizări, update-uri de soft, se poate compara inclusiv cu telefonul de pe locul 4. HTC 11, ce vă spuneam. OnePlus 5 este un pic mai bine pentru care 8 GB de RAM în loc de 4 sau 6, cum au restul în piață. Nubia Z17 este și un telefon cu multe spe cu specificații foarte sus. La fel, Note 8 în două variante se duce foarte sus. Așa ne-a dat nouă specificații, așa vi le arătăm. Sunt convins că după ce va primi și un update la Android 8.0, va fi și mai rapid. Însă, în utilizare, nu ai ce să-i reproșezi. Este un Android aproape curat, aproape neatins, care se mișcă extrem de fluid. Pariul celor de supraviețuire al celor de la Nokia pe un Android cât mai curat eu cred că este destul de interesant, destul de corect, dar te face doar în încă un vendor al tehnologiei de la Google. Cine sunt eu să judec lucrul ăsta? Important este însă că Nokia încă există și dincolo de Android aș vrea să văd un pic mai mult. O să vedem în data lucrul ăsta. Hai să ne legăm acum de partea de wireless. La capitolul wireless, așa cum te aștepți, avem Wi-Fi de viteză bună. În cazul nostru, Wi-Fi-ul ajunge până la clasă AC și pe 5 GHz. Avem Bluetooth 5.0 și ia să mă duc eu un pic la Bluetooth aici. Oare avem opțiune de dual audio? Nu apar încă aici. Sunt tare curios să văd când o să fie uh, funcție de la audio și pe acesta. bluetooth 5.0 practic este un fel de Bluetooth 4.2 de două ori. Cei mai mulți producători care implementează Bluetooth 5.0 fac ca telefonul să meargă simultan cu mai multe accesorii, cum ar fi și o brățară de fitness și o cască cu Bluetooth, uh, dar cine știe și ce alt accesoriu mai ai tu cu Bluetooth prin apropiere și să poate funcționa cu toate deodată. Pe lângă toate acestea avem NFC pe spate, evident, ca să te conectezi... Uh, cu ușurință și USB-C-ul este 3.1, ceea ce înseamnă că, în teorie, ar trebui să fie compatibil și cu standardul HDMI, adică să-l poți lega la un monitor. Sunt tare dornic să fac și lucrul ăsta. Telefoanele care au primit această platformă mai noi, prin USB-C, pot fi transformate aproape pentru un calculator. În sfârșit, performanță de PC pe un mobil. Adică eu am cablu pregătit mai tare decât un monitor. Desigur, prin cablul asta pot să mă conectez și la laptop și să-l și încarc, dar pot face mult mai multe. Cu un USB-C poți face multe lucruri, transfer de viteză, transfer de mare viteză, încărcare și chiar video. Doar că nu mai am eu un monitor cu USB-C. Asta e data viitoare. Bun, să mă duc repede la partea de setări. Hai să vedem senzorul de amprentă. Fingerprint plus pin, 1, 2, 3, 4, continue. Să nu faceți ca mine. Să nu vă puneți 1, 2, 3, 4. Add fingerprint. Până aici, Androidul este super curat. Start. Una. 20 de apăsări mai târziu. Senzorul de amprentă este din sticlă, ușor îngropat față de restul telefonului și funcționează cu răspuns haptic atunci când îl folosești ca buton de întoarcere. Ți-ai apăsat un pic mai lung și va lua inclusiv funcție de Google Assistant. Uh, pentru întoarcere ai butonul de aici, pentru aplicații recente, cel de dincoace. coace. să pot eu să splitesc ecranul? Se pare că nu așa. Ba da are și funcție de split screen din Android, desigur. Evident că știți și voi, telefoanele de la Nokia excelează însă la camere. Hai să vedem ce au pus pe acest telefon. Avem dual 12 megapixel pe spate cu diafragmă 2.0 și stabilizare optică cu lentile Carl Zeiss și video 4K. O să vedem asta îndată. Pe față avem camera de 13 megapixel cu diafragmă 2 și filmare 4K. Prima cameră frontală ce filmează 4K din ce am mai văzut noi până acum. Hai să și vedem un pic meniu care este foarte Android și el evident. Mă duc în setări, în setări am zis, așa. Putem folosi compas. Altitude, ok. Ce fel de tooluri? Level, grid, nu vreau grid, vreau nici watermark. Poți să spui watermark pe toate pozele. Cât de tare e chestia asta. Este mai scade un pic de luminozitate. Este foarte luminos telefonul ăsta. Shutter sound, să dezactivezi sunetul. Neșite să setări foarte, lande, foarte interesante. Butoanele de volum se poate fi folosite pentru a face poze sau pentru a face zoom, dar nu vreau zoom. Location, Resolution, Fotos și Video. Iată, video de la camera de spate și la camera din față cu 4K. Pentru fotografii și video, cu siguranță o să facem o galerie ca să vă lămuriți, însă pentru a avea o probă acum a calității audio, ia uite, ia uite, poți să folosești busola încorporată în aplicație și poți să vezi heading. Cât de tare! Ce tare! Și dacă fac o poză așa? ai e fără busolă. Băi, dar poza, Puh, ne neașteptat de clară, uite ce bine se vede încolo. Poți să citești textul de pe cameră și asta este poză făcută din mână împotriva unei camere cu o lumină mult mai scăzută, așadar și compensare a luminii și claritate foarte bună, neașteptat de bun. Asta este bula. Îți recomand să folosești chestia asta pe, a, pe cameră ca să dai seama dacă faci pozele drept, dacă ai telefonul prea strâmt, prea strâmt. Important este să ții nivela dreaptă și liniile din centru să fie aliniate. Uite, cam așa, vezi? Când ai pus așa, poza ta va fi dreaptă, nu va fi strâmbă, dacă, dacă, te dezorientează orizontul. Și funcționează și pentru pozele făcute așa cu telefonul în mod portret. E un lucru foarte util. Are și autofocus. Și hai totuși să ne bucurăm de acea parte de video. Am trecut în modul video. Apropo, mai am modul de slow motion și de time lapse. O să întorc pe camera frontală. Sau pot să trag dual? O, nu cred. Deci pot să folosesc camera de față și cea de din spate în același timp pe filmare? Ce tare! Și cu focusul ce facem? Hai cu focusul. Așa. Ia să vedem. Sunt tare curios. Care e calitatea sunetului de pe această înregistrare cu o cameră duală în care camera frontală mă filmează pe mine și cea din spate filmează către spatele încăperii? Ia să mă și plimb un pic. Lucrezi din greu? Da, la postare. Știi că Nokia 8 are cameră duală? Da. Așa. Acum fac o probă. Cu camera de față tragem 4K și cu sunetul luat de pe față. Și am schimbat foarte dramatic acum setările de lumină. Asta, lumina dintr-un spațiu în altul. Să văd cum se descurcă. Se simte stabilizare. E incredibil. Deci mă filmez din mână și se vede cam așa. Este împotriva luminii naturale mult mai greu. Dar dacă pui lumina corect, poți să ai o calitate excepțională la filmării. Pentru un telefon este foarte bine. Foarte interesante opțiunile astea, așadar, în partea din stânga sus avem la microfon, pot să aleg dacă voi folosi microfonul de pe față, așadar, dacă filmez cu camera de pe spate, pot folosi microfonul de pe față, o funcție pe care am văzut-o pe LG V20 și care ne-a plăcut foarte tare. Pot să combin sunetul de pe cele două sau să trag cu microfonul de pe spate. Vă spuneam că de aceea are microfon și pe față și pe spate și asta iarăși ne place. O să le las pe surround deocamdată. Am funcție direct din cameră pentru live pe Facebook sau pe YouTube și pot să aleg dacă folosesc camera din față, cea din spate sau în mod dual, cum am arătat mai devreme. Ambele registrări, o să le, cred că le-ați văzut deja și cred că v-au lămurit. Din punct de vedere, foarte multă străduință la capitolul cameră pentru cei de la Nokia, o mare bilă albă. Watermark. Watermark test. Ia să scriu aici. A? Un watermark foarte discret. Dar e acolo. Să se știe că tu ai făcut poza. Dacă te sătura de cei care îți fură pozele, iată, și poți să faci poze și cu Waterman și fără, la fiecare poză. Dar nu prea poți să setezi mare lucru. Free text, e. Yeah. A, poți să aleg mărimea. Ok. Ai trei opțiuni de mărime și 170 de semne. Poți să-ți mai alegi localizarea cu dată și oră, inclusiv temperatură. Ce tare! Location unknown. Triunghiul Bermudelor. Ce mai? Color Twin sau Mono? O să fac poze al negru, ok. Se pot să fac poze color. Ok, să știu, dar Twin. Ah, deci una dintre ele face poze al negru și una color și le combină ca la Huawei. Temporizator, setările de HDR și de blitz. Este, mai avem blitz pe camera frontală. Aha. Folosește ecranul pe care îl luminează maximum. Am petrecut foarte mult timp la camera frontală, filmările le-ați văzut deja, pentru fotografii te încurajez să intri în articol pentru o galerie mai bună, însă, faptul că am, două, am camere 4K stabilizate și pe față și pe spate este o premieră, din nou o chestie foarte tare, niște mici întârzieri la uh, șarf, la focalizare. Aici cred că mai trebuie un pic de lucrat la soft uh, și este un Android 7.1.1, ceea ce e ok, dar deja se cere, piața cere Android 8.0. Suntem cu review-ul în octombrie, uh, la jumătatele octombrie 2017. Sper eu că până ai pus tu mâna pe el să-și primească acel update. În rest, ca aplicații preinstalate, aplicațiile de la Google, nimic special în rest, adică chiar nu văd nimic băgat în plus, cea mai băgat noi în plus sunt aplicațiile de benchmark și asta ne aduce aproape de final, unde trebuie să vă spunem bateria. Bateria are doar vreo 3090 de mAh cu încărcare foarte rapidă prin Quick Charge 3.0, adică îl poți încărca într-o oră și un sfert, maxim o oră și 20, dar pentru că avem capac din metal pe spate, v-ați prins, nu avem și încărcare wireless încă un producător care nu pune pariul acesta pe încărcarea wireless, care oricum este la cel mult jumătate din viteza unui încărcător rapid pe cablu. Dacă îți încarci telefonul, cel mai probabil o să-l încarci cu cablu, în cazul ăsta oricum nu no altă opțiune și într-o mașină cu încărcare wireless sau dacă ai un accesoriu de genul ăsta nu-ți va fi util. Și cam atât. Vă spunem prețul și apoi vă spunem concluziile. 2700 de lei aduce acest telefon la 300 de lei sub HTC 11 și îl face unul dintre cele mai accesibile telefoane cu Snapdragon 835 și 4 GB de RAM pe o piață cu multe flagship-uri care împart aceeași platformă. Cu un Android curat, este un fel de pixel dacă vrei cu mai puține opțiuni, dar dacă vine Android 8 și pui aceleași opțiuni ca pe un Pixel, s-ar putea să bat acolo sus cu el, dar și cu un Samsung, dar și cu oricare alt telefon. E din ce în ce mai greu să ieși din rând, trebuie să adaugi ceva în plus. Ce am apreciat eu că au adus în plus față de alți producători care au pus cel mai nou procesor cu memoria RAM și stocare și așa mai departe, apreciez cât de cât designul care arată destul de Nokia, metalul ăsta argintiu așa, camerele dispuse în forma asta și, apropo, antenele care devin și un fel de bumpere pentru colțuri, ca să nu se lovească pe aici. Arată atenție pentru detalii, un ecran foarte bun și un device pe ansamblu bine optimizat, dar în plus camerele. 4K stabilizat pe față și pe spate și controlul pe microfoane, așa cum n-am mai văzut de 2 ani de la LG V20 încoace, este un lucru interesant. Dacă aș avea ceva însă împotriva acestui telefon, sincer, da, aș avea ceva. Nu-l pot identifica în marea piață de telefoane ca fiind super wow. Are ceva în plus, camerele, vă spuneam, și un pic la design, dar e greu să mai ieși din turmă. Însă, cu toate astea, când ai uh, genele unei companii care a scris istorie, ai putea să ai un pic mai multă ambiție. Deocamdată, ambiția celor de la Nokia este să rămână în joc, iar Nokia 8 îi menține în joc și merită atenție. Cam acesta este Nokia 8, aștept impresiile tale despre el mai jos la comentarii pe blog, unde încă o dată găsești o galerie de fotografii. Și nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Dar până data viitoare, te atenționez, ca de obicei, să dai banii doar pe telefoanele pe care ți le permiți.